Cotrinelul este sponsorizat de G2A. Cumpărați jocuri pe Steam mai ieftine decât pe Steam. Nu pot să-mi dau seama! Plecați-mă! Vă plesnesc, mulțumesc frumos! No, bună ziua, oameni buni, și bine v-am găsit la un nou episod din Unravel. Desigur, m-am uitat puțin pe aici. Ce chestie asta? Mă rog, nu știu cât mai am din jocul ăsta. Am văzut în afară de tabloul ăsta pe care îl jucăm astăzi. Am făcut tot așa câte un chapter într-un episod. Am văzut că mai sunt 3 și ăsta. Deci s-ar putea să mai fie numai 4, deși nu sigur că am mai văzut chestii pe aici de care te poți agăța. Și mă gândesc că nu termin tablourile și gata jocul. Mă rog, o să vedem. Cred că suntem pe la jumatea jocului, dacă nu mă înșel. Și acum merem în expediție la pădure, prin intermediul amintirii bătrânelei. Și construiește o barcă copilul, o barcă de 10 ori mai mică decât el. Bun. Alai, așa mai zic și eu peisaj, mă, nu ca data trecută în Laștina aceea. Hai să vedem unde ne duce destinul de data asta. Doamne, dă-i să fie un campaign pașnic, fără de alea cu... Trebuie să-l aducem. Trebuie să-l împingem asta mai încolo, probabil. Putem? Putem să-l împingem. Nu? Nu înțeleg cum ar trebui să... putem trage de asta. Am înțeles. Bun atunci. Primul puzzle rezolvat cu succes. Haide să mergem mai departe. Ață? Uai, tot la fix, mă, cu ața asta. Așa mă sperie când se face așa slăbănoc caracterul. Bun, facem aici un pod, atunci o trambulină de ceaia faină. Și vedem unde ajungem cu ea. Am înțeles, acolo trebuia să ajungem, dar n-am sărit noi bine. Încată! Bun, să nu te rupi. Perfect. Înapoi. Bun, și sărim dincolo. Ață, ața. Bun. În sfârșit o pădure pașnică. Cred că ar trebui să o tragem, așa-i? Să nu pici pe mine să-mi topești capul, mulțumesc. Și intrăm într-o peșteră. În peștera asta oare se întâmplă în cazul ăla care l-am văzut în trailer? Era o... Urcăm pe aici. Era o... Ceva rozătoare, nu știu, ceva șobolan sau ceva. Haideți să vedem. Corect. Mi se pare corect. Uite capul meu. Am înțeles, aici trebuie să facem șmecherie de asta. Că altfel, direct acolo ne mănâncă peștile. Hai da. Bun. Sper să nu mor aici. Nu mor, așa-i? Nu mor, dar... Cum naiba... Cum mișcăm? Trebuie să tragem de ea. Putem să tragem de ea? Nu putem. Mereu... Uite capul meu! Atât! Lasă-mă în pace, creatură! Vai de capul meu! Uai, tare muzica! Să nu doar pula, zici că e formația aia din Witcher. Uai, prea fain. Sau nu trebuie aici? Vai de capul meu. Și problema e că știu că o să ne mai întâlnim cu creatura aia. Bun, hai că e bine. Nici nu trebuia să facem nodul ăla, văd că era facultativ. Vai de capul meu, cum ajung eu înapoi în gură la bestia aceea! Mă urmărește? Hai de capul meu, cum mor eu acum? Salut, creatură! Vrei să ne batem? Cum iau eu? Aha, am înțeles, cred că. Du-te, te neci, așa-i? Te neci, cum să nu te neci? Da, mersi de bărcuță, domnule. Hai de capul meu, bun. Acum numai să vezi că vine în fugă. O putem să o tragem, bun. Hai da. În apele largi, aventura striga-n spula. Hai de capul meu, pește. Ne putem prinde de el, am văzut faza asta în trailer, așa-i?
Acum când sare, uite, du-te peștele meu, du-te! Ai de cap meu, incredibil cât de fain e melodia, mă! Oaie, dar unde s-a întrecut de la jocul ăsta? Ai de cap meu! Doamne, cât e de genial! Băi, joculețule, n-o să încetezi niciodată să mă minunezi! Se poate să fi trebuit pe sus? E posibil. Da, cred că da. Ok, hai să facem atunci un pod ăla. Sper să ne mai întâlnim, sincer, cu șobolanul, numai să mai aud melodia aia încă o dată. Oare cum se numește? Charging Hamster 100 pe YouTube sau cum dracu o găsesc? Ce asta? Aha. Asta o folosim? Am înțeles. Dar... A, stai că am înțeles, cred că. Mai întâi luăm asta aici. Trebuie să-i facem pod, să o urcăm pe ea. Ne urcăm înapoi. Oh, bun. Am utilaj. Bun. Și scoți ăsta. Și ăla la de sus îl scoți. Bun. Astăzi îmi funcționează creierul extrem de bine, după cum te puteți vedea. Bun, și facem asta aici. Pune-l. Și după aia și tu aici. Și perfect, o să putem trece cu canistra aia acolo. Hai da, canistra! Suna ceva nume de mistic, de femeie vrăjitoare. Canistra, imaginați-vă cu capa, canistra. Bun, rămâi aici și atunci o să pot să sar. Mulțumim, fain! Bun, ai de capul meu și ziceam că am ajuns într-un loc frumos. Uitați-vă unde am ajuns. Aici facem not și ne lăsăm acolo jos. Bun! Uai de capul meu, perfect. Uai de capul meu. Cum? Ce aia? Ce aia? E o coadă de șobolan? Cum trecem pe aici? Hă? Să fi fost ceva ce am ratat? Hă? A! Uite capul meu! Uite capul meu, creatura! Creatura infernului, creatura abisului! Nu, nu, nu! Lasă-mă în pace, creatură infernală! Vai de capul meu cât e de faină melodia! Mai urmărește-mă, te rog, încă 4 ore până mă satur de melodia asta! Nu cred că a fost de acord, n-are gusturile mele. Pot să fii creatură! Uai cât e de faină! Domne! Bun, bun, să fiu pe fază numai, să fiu pe fază acum, acum să fiu pe fază. N-am fost pe fază, dar desigur ca de obicei, o să mai încercăm încă o dată, motorul meu, încercăm încă o dată și de câte ori este nevoie. Hai da! Cum ar fi să încerci o dată să te împuși după aia de câte ori este nevoie? Perfect, perfect! Nu mă mai prins de data asta, creatură mistică! Uai de capul meu, hai că e bine. Ia ața. Bun, și acum încotro. Puzzle-ul ăsta e prea complicat pentru mine, nu înțeleg nimica. Bun, o să începem cu ce se poate face atunci. Bun, hai să urcăm atunci pe aici. Bun. Tu! Era să mă sinucid iară. Cum? A, în cealaltă parte oare? Cred că trebuie să ieșim din peșteră. Cred că ăsta e scopul, așa e? Ia, pe acolo? Îmi place că eu tot timpul arăt cu degetul. Eu sunt cântat, eu arăt cu degetul. Vă arăt și vouă pe unde o să merg eu. Aha. Ce-i aici? Nu știu ce-i. Nu știu ce-i, dar e ok. Păi bun, zic că avem destul ață. Zi, te rog. Bun, am ieșit din peșteră. Vai de cap, ce m-am speriat să-mi bag pula că am rămas acolo, doamne. Alt puzzle senzațional. Alt puzzle senzațional, cum să nu. Dar gândește-o pe asta. No, bun. Tu?
Ce ești tu? Nu știu, arăți ca un obiect extrem de important, tu vii cu mine. Bun, să nu mă omori acum? Bun, și acum întrebarea de bază, ce trebuie noi să facem? Dacă te leg aici, nu cred că e important. Dacă te leg aici și arunc eu asta, s-ar putea să fi făcut ceva, s-ar putea să fi făcut ceva chiar bun. Mă simt ca un geniu, mă simt ca un geniu când joc jocul ăsta. Bun, acum sper că acolo nu e o capcană mortală, n-a fost. Bun, direct aici am picat. O să urcăm facin în continuare și sărim fix pe vârful ăla. Bun. Șamu? Nu! Oai de cap, era să pic în abisul etern, să mi se scufunde sufletul în negura nopții. Sări acolo. Nu cred că e chiar așa important, așa e? Cred că nu e chiar așa important. O să dezleg asta, o să mă prind de tine, fac un nod pe tine și acum mă las ca James Bond. Bun, și trec mai departe. Bun. Uitați-a. Bun, perfect. Ce chestia e, o pungă? Merem cu punga. Sexy. Mergem la pădure. Sper că asta trebuia să se întâmple. Ce, păi Angel? Problema e că nu au prea fost individualizate personajele. Deci de fiecare dată când ai de capul meu, cred că știu ce trebuie să fac. Alea o să pice pe mine, așa-i? Atunci eu trebuie să leg un nod aici. Adio, libertate! Nu s-a întâmplat nimica? Ce m-ar fi putut omoră? Atunci o să o dezleg asta. Și era clar că o să mor, da. Bun, o să mai încercăm încă o dată. Cred că pur și simplu trebuie să trag și să fug naibii. S-ar putea să fie asta o strategie extraordinară. Sau poate că nu chiar. Nu cred că o fac chiar așa bună dacă stau să mă gândesc. Ia. O să te trag pe tine ușă și sper că această funie este suficient de înaltă încât să-mi găsuiască sufletul până să nu mor. Bun. Gata. Să umplu râul cu buton și acum sper să nu fiu strip. Sper să nu mai apară creatura aia, mă. Ai omorit? Cred că am omorât ăla. Ce, gata deja? Am găsit o cizmă care e legată simbolic cu șnurul din care suntem făcuți noi, simbolizând aventura și drumul parcurs de purtătorul cizmei. Ce, am și terminat episodul, să mor tu. Ăsta a fost sincer mult mai simplu decât toate alealte. Achievement unlocked, walkout. Am terminat episodul, oameni buni. Ori a fost foarte ușor comparativ cu celelalte puzzle-uri din celelalte episoade, ori devine tot mai genial exponențial. Câte mai sunt? Să mai fie 4, așa-i? Sau să fie 3? Hai să dăm enter, să vedem cine arată pe aici. Aici din fiecare, da. Uită-ne! Acolo suntem! Firul! Bă, chiar aștept finalul jocului să văd ce naiba se întâmplă. Oameni buni, eu sper că v-a plăcut episodul. Votați acolo dacă așteptați și episodul 5. Episodul 5 deja, nu vine să cred, m-am ținut de o serie. Oameni buni, vă pupăm și ne vedem data viitoare. Ciao, mă! Îi zice hip-hop, scolă și morții din morți. Târfele astea stau pe pulă, zici că îți schiloți. Prefer să rămâi clasic, un om printre roboți. Voi n-aveți echilibru nici pe patru roți. Rapul nu te vrea, degeaba vrei să mai stai. Ca și cum rămâi fără benzină în timp ce faci un drive-by. Nu te poți agăța nici dacă ai Sky. M-aș la mătă-n priză, hai frate, bye-bye.